Salut! Eu sunt Mădălin, iar în acest video review vom vorbi despre Rajin Tech Tetis, o carcasă de tip Cube Tower, de mici dimensiuni, dar cu un suflet mare, ce reușește să găzduiască plăci de bază chiar și în format ATX, 4 ventilatoare, dar și un radiator de 240 mm. Estetic, Tetis impresionează cel mai mult prin minimalism. Exteriorul este îmbrăcat în aluminiu ușor texturat, ce este foarte bine completat de lateralele din sticlă securizată cu tentă ușor fumurie. Materialele sunt atent lucrate, neexistând bavuri sau spații foarte mari între componentele carcasei. Panoul frontal are simetric poziționate logo-ul Rajin Tech și butonul de power, acesta din urmă fiind iluminat alb. Restul panoului I/O este dispus în zona superioară și conține două USB 3.0 și două mufe jack pentru căști și microfon. Din păcate, lipsește butonul de reset. Din fabrică, airflow-ul carcasei este asigurat de un ventilator de 120 mm cu iluminare albă dispus pe spatele acesteia, însă acesta poate fi extins prin adăugarea a încă 3 ventilatoare. Unul de 120 mm în podea și încă două în tavan de aceleași dimensiuni. De asemenea, este inclus și un bracket pentru montarea unui radiator de 240 mm în tavan, aerul fiind filtrat printr-o sită metalică ce poate fi curățată foarte ușor. Pentru cei interesați în achiziționarea ventilatoarelor similare cu cel disponibil pe Tetis, veți găsi linkul în descriere. Configurarea interioară a carcasei este inversată, dar și în oglindă, dacă îi putem spune așa, având placa de bază poziționată invers, iar suportul acesteia este pe partea stângă. Spațiul intern este extrem de bine aranjat, fără să existe zone neutilizate. Astfel, contrar dimensiunilor pe Rajin Tech Tetis, se pot asambla plăci de bază în format ATX, dar normal și micro ATX și mini ATX. Dacă vă gândiți la răcirea aftermarket pentru procesor, veți fi surprinși să auziți, dar pe acest model se pot monta culere cu o înălțime maximă de 170 mm. Pentru plăci video însă, va trebui să aveți puțin mai multă grijă. Deși lungimea maximă admisă este de 280 mm, este suficientă pentru foarte multe modele de plăci video, însă cele high cu 3 ventilatoare pot depăși acest prag. Locașurile pentru unitățile de stocare sunt 4 la număr și sunt răspândite prin întreaga carcasă. Un hard disk de 3.55 poate fi montat în zona frontală, încă un hard disk în podea, însă nu va mai fi loc pentru ventilatorul menționat mai devreme, iar două SSD-uri de 2.55 pot fi montate în sloturile dispuse pe spatele suportului plăcii de bază. Iar acum sursa, sau mai bine zis poziționarea acesteia, este puțin neconvențională fiind amplasată în zona frontală cu orientare verticală. Este singura modalitate prin care cei de la Rajin Tech puteau obține aceste dimensiuni ale carcasei, dar a fost nevoie și de folosirea unui cablu prelungitor pentru a extinde mufa de alimentare până pe spatele carcasei. Wire managementul nu va fi o problemă, carcasa având numeroase zone de trecere a cablurilor acoperite cu cauciuc, în funcție de dimensiunile plăcii de bază, dar și multe puncte de prindere. Cu toate acestea, având ambele laterale transparente și neavând prea multe locuri de ascundere completă a cablurilor, va fi nevoie de mai multă imaginație pentru ca wire managementul să arate bine. În concluzie, Rajin Tech Tetis este ideală pentru cei ce își doresc un sistem cât mai compact, dar fără a face prea multe sacrificii când vine vorba de numărul sau dimensiunile componentelor de la interior. Deși 4 unități de stocare nu par prea multe, sunt suficiente mai ales pentru că ultimele versiuni de plăci de bază vin cu multiple sloturi pentru SSD-uri pe M2. Carcasa Rajin Tech Tetis poate fi achiziționată de pe site-ul PC Garage în ambele versiuni, accesând linkurile din descriere.